state sunt preocupate de reținerea, chiar arestarea pentru 2 luni a jurnalistului Wall Street Journal în Rusia. Este vorba despre Evan Gershkovici. A fost reținut, judecat pe repede înainte, chiar fără avocat, și este ținut la închisoare, este arest preventiv, timp de 2 luni, 60 de zile. S-a întâmplat în Rusia, se poate. În urma acestei arestări, secretarul de stat Antony Blinken le cere tuturor cetățenilor Statelor Unite să plece de pe teritoriul Federației Ruse. Există acest pericol. Să mai spunem și că rușii îl acuză pe jurnalistul american de spionaj. Intrăm în detaliile cazului, îl vom comenta împreună cu invitații noștri. Și încă o informație, de ce le-a fost frică rușilor? N-au scăpat pentru că Putin tocmai a semnat un decret de mobilizare pentru 147.000 de ruși, de bărbați, care trebuie să meargă în armată. Se vorbește despre serviciul militar obligatoriu obișnuit. Ar fi vorba despre recrutarea de primăvară, după ce în toamnă fusese recrutați 120.000. Doar că sunt destul de multe voci care spun că numărul e cam mare. Chiar și în comparație cu 120.000, 147.000, de obicei la valul de primăvară era vorba despre mai puțin bărbați chemați la armată decât în iarnă. Ce se întâmplă dacă cumva această manevră ascunde o mobilizare de care are nevoie Putin pentru războiul din Ucraina? Și acest subiect va fi discutat imediat cu invitații noștri. Să le spunem telespectatorilor noștri că în Rusia orice bărbat între 18 și 27 de ani este obligat să meargă un an în armată. Este armata obligatorie. În România, scandal. Scandal din cauza abuzului în serviciu. Fixat pragul la 250.000 de lei pentru dezincriminarea acestei infracțiuni. Toate abuzurile în serviciu care ar avea prejudiciu de până în 250.000 nu se soldează cu pușcărie. Este un proiect legislativ care în această formă a trecut de Senat. Urmează, deci, o dezbatere la Camera Deputaților. Toate speranțele se îndreaptă spre Camera Deputaților, odată cu anunțul pe care îl făceau aseară Marcel Ciolacu și Nicolae Ciucă. 9.000 de lei ar fi noul prag, după ce a explodat un scandal public în legătură cu această lege. Toată lumea și-a adus aminte de Ordonanța 13. Cine a fost totuși autorul pragului de 250.000 de lei? Într-un interviu în exclusivitate la Digi24 astăzi, ministrul Cătălin Predoiu, către care se îndreptau multe degete ieri, nu neagă paternitatea. Nu neagă că el este autorul acestui prag. Încă două informații interesante pe care le-am obținut odată cu interviul Andrei Georgescu cu Cătălin Predoiu. Acest prag a fost discutat în mai multe ședințe ale coaliției. Decizia definitivă a fost luată duminică seara. Ce s-a întâmplat apoi știm, mail-ul care le-a fost trimis tuturor parlamentarilor PSD și în special celor PNL cu amendamentele pe care le-au votat ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Și încă o informație, totuși noul prag, cel de 9.000 de lei, cel care a fost stabilit la 9.000 de lei, are vreo justificare de ce 9.000 de lei și nu 8.000 de lei sau de ce nu 10.000 de lei? Nu există o justificare. Interviul nu ne lămurește dacă există vreun motiv pentru care a fost stabilit acest 9.000 de lei. De spus că numărul 2 în PNL, Rareș Bogdan, la Digi24, ne spune că noul prag este nesimțit de mare. Ieri a fost cea mai rușinoasă zi de când am intrat în politică, scria înaintea interviului de la Digi24, Rareș Bogdan, scria pe Facebook. Nu credeam să văd cum Ordonanța 13 va fi reinventată cu concursul propriului meu partid PNL, o mizerie fără seamăn, și adaugă, culmea este că principalii promotori și inițiatori din cadrul coaliției, adică inclusiv din, cum spune el, propriul partid, stau pitiți și tac ticălos. Comentăm cu invitații jurnalului. Este vorba despre Robert Chi, jurnalist Digi24.ro. Bună seara. Emanuel Cernat este analist de politică externă. Bună seara. Bună seara. Emanuel Cernat și Cristian Pârvulescu, politologul Cristian Pârvulescu. Bună seara, domnule profesor. Bună seara. Cum vi se pare autorul pragului de 250.000 de lei, Cătălin Predoiu?
Spunea și dumneavoastră că se discută de ieri, dar să știți că în afară de prag mai este o problemă importantă. Știm cu toții că există o decizie a Curții Constituționale din 2017 care cere introducerea unui prag. Personal nu sunt de acord cu acea decizie, dar avem obligația să o acceptăm. La întrebarea dumneavoastră de ce 9.000 și 9.000, cea mai simplă soluție, de ce nu un leu? Unii spun că e derizoriu, dar vă spun eu ce nu este derizoriu. Problema este dezincriminarea abuzului în serviciu și a neglijenței în serviciu, care nu se referă doar la probleme materiale sau care pot să fie cuantificate. Se referă la hărțuirea administrativă de către funcționarii numiți politici, a unor funcționari care lucrează, de exemplu, avertizorilor de integritate publică. Putem presupune că această inovație pe care au introdus-o în codul penal urmărește de fapt să anuleze legea avertizorilor de integritate publică, pentru că în momentul de față aceștia pot fi persecutați, fiind cei care îi persecută fiind pasibil doar cu amendă, eventual de 20.000 de lei, cum ne explica într-un interviu domnul ministru Predoiu, dar nu vor putea niciodată fi condamnați. Și explicați-mi și mie, că poate nu înțeleg, cum se poate cuantifica persecuția la care este supus psihologică un funcționar public de către superiorul său. Pentru că, din diferite motive, în România problema aceasta a hărțuirii administrative este o problemă foarte gravă pe care politizarea administrației publice a crescut-o. Deci orice prag, îmi pare foarte rău că trebuie să contrazic decizia Curții Constituționale din 2017, dar orice prag este un abuz și creează impunitate. Impunitate pentru cine? Pentru funcționarii cu funcții de conducere și pentru aleșii locali care vor putea abuza. Dincolo de interviul fostului șef al DNA, pe care bănuiesc că l-ați citit și dumneavoastră și unii din telespectatori, în care acesta ne spune, nici mai mult, nici mai puțin, că acum cei care ar putea fi învinuiți de abuz în putere au un instrument pentru a inventa diferite formule, astfel încât să rămână întotdeauna sub prag. Dacă e pragul de un leu, nu o să poată să rămână sub prag, dar știm sigur, pentru că ne-au spus-o de ieri, că este ridicol pragul de un leu. Nu este ridicol însă să umilești oameni, să le distrugi carierele, să-i omori pur și simplu, așa cum se întâmplă, din păcate, în administrația românească. Deci este o situație foarte gravă. Este o situație fără precedent și, într-adevăr, ceea ce PNL a făcut este impardonabil, este cea mai gravă greșeală pe care au făcut-o în ultima vreme și, slavă cerului, greșelile s-au ținut lanț. PNL este pur și simplu depășit de situație, iar PSD, să știți că de obicei, ca de obicei, reușește să se strecoare și să iasă mai bine dintr-un asemenea scandal. Domnul Grindeanu spunea că este împotriva oricărui prag. Domnul Ciolacu este de acord cu orice propune ministrul Justiției și așa mai departe. Deci vedem cum întreaga responsabilitate cade pe umerii PNL, care nu știe să explice de ce această decizie a fost luată în ședințe cu foarte puține persoane prezente și fără să existe o dezbatere în interiorul partidului, în condițiile în care PNL în 2017 a fost total împotriva ordonanței 13. Mulți dintre liderii care au tăcut au participat la aceste ședințe, deci nu stă în picioare explicația că n-au știut. Colegii mei chiar au făcut niște liste cu liderii partidelor care au participat la ședințele în care nu numai că s-a discutat, dar finalmente duminică s-a și luat decizia pragului de 250.000 de lei. Robert Kiș, de ce atât de repede, de ce fără consultare, de ce din ședința de duminică direct în aprobarea de miercuri, de ce goana asta? Explicația oficială este că avem obligația să punem în acord deciziile curții cu legea penală, pentru că inclusiv de această punere în acord depinde Planul Național de Redresare și Reziliență. De ce miercuri? Nu pot să nu observ coincidența. Miercuri în Senat, știți foarte bine, era un alt proiect în jurul căruia s-a născut foarte multă emoție publică. Și aici mă refer la proiectul privind reforma pensiilor speciale, care reformă nu prea e reformă, dar în fine.
Probabil, bazându-se pe faptul că toată atenția publică va fi direcționată către acest subiect, vor putea să treacă repede prin Senat un proiect de lege în care să fie introdus acest prag, astfel încât nimeni să nu observe. Știți că pentru ca un proiect să fie constituțional, este nevoie ca formula de la Senat să nu fie diferită foarte mult de cea de la Camera Deputaților, pentru că acel proiect să nu cadă la curte. Și atunci, evident, au trebuit să meargă pe repede înainte în Senat cu acest proiect privind abuzul în serviciu, pentru ca mai apoi să vadă la Camera Deputaților, poate nu se prinde nimeni și rămâne pragul de 250.000 de lei. Mai am o întrebare, Robert. Ieri sunai și nu răspundea nimeni. Au răspuns câțiva oameni pe degete, printre ei remarcabil. Președintele Comisiei Juridice absolut remarcabil, care ne-a și spus traseul documentelor, ne-a spus cum s-au întâmplat lucrurile. Astăzi s-a schimbat atmosfera? În partide? În partide. E aceeași atmosferă de, eu nu știu, nu, dar nu mă întrebați pe mine, că nu eu sunt de vină, eu nici nu am discutat, nici n-am auzit, am ajuns mai târziu la ședință, unii erau pe fugă, s-a discutat mai demult, dar nu s-a stabilit un prag, că trebuie să punem în acord decizia curții. Nu își asumă nimeni, evident, nu are cum să își asume cineva în momentul în care subiectul este unul care, pe bună dreptate, stârnește nemulțumire publică și în momentul în care vezi că în rândul opiniei publice există această reacție, evident încerci să o scalzi cum poți. Îl vedem pe Rareș Bogdan. Rareș Bogdan, din păcate pentru domnia sa, este prim vicepreședinte PNL, adică este la vârful partidului, mai la vârf de atât nu avea unde să fie. Cum spune el, este partidul lui, propriul meu partid. Eu înțeleg că sunt multe probleme la Bruxelles pe care trebuie să le rezolve, trebuie să rezolve cu banii pentru fermieri, se discută lucruri importante la Bruxelles și atunci probabil e foarte prins cu agenda de acolo, dar totuși este prim vicepreședintele Partidului Național Liberal, partid care, iată, ne spune președintele Comisiei Juridice Liberal, de altfel, că deciziile se execută, nu se discută. Că așa ne-a spus, nu? A venit o decizie pe mail, nu a venit în plic, a venit pe e-mail, probabil de un e-mail anonim, că până în ziua de azi nu am aflat cine a trimis e-mailul acela, Cătălin.Predoiu sau Ministerul MJ Aron, cum sunt e-mailurile la anunțare. Încă n-am înțeles până acum cine a trimis e-mailul cu pragul respectiv. E bine că după ce s-a inflamat opinia publică, așa de nicăieri cerea explicații Marcel Ciolacu și cerea specialiștilor să vină cu un prag acceptabil și de nicăieri așa a venit pragul de 9.000 de lei, mesaje simultane pe Facebook și Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu. E cumva, mi-aș permite să-l citesc pe domnul Bode, ar fi de râs dacă n-ar fi de plâns. Emanuel Cernat, reacția Comisiei Europene. Comisia Europeană reacționează prompt. Transmite Bucureștiului că lupta anticorupție trebuie să se desfășoare în anumiți parametri și reamintește de angajamente pe care România și le-a luat în MCV. Noi ziceam că gata, MCV este caput, gemacht, nu. Și angajamentele din PNRR. Ce înseamnă această reacție atât de promptă? Un avertisment. În mod cert, Comisia Europeană se uită cu îngrijorare la ce se întâmplă în acest moment, pentru că e normală tentația de a te uita și a vedea că odată scăpați de MCV, brusc ne întoarcem la niște vechi metehne. Reacția Comisiei vine pentru a atrage atenția asupra faptului că nu putem să facem chiar tot ce vrem aici fără să ținem cont de perspectiva europeană, cu sau fără MCV activat. Ne-a luat foarte mulți ani să scăpăm de acest MCV, dar trebuie să punem puțin și în context național să vedem totuși de ce s-a întâmplat atât de repede și dacă ar fi să speculăm de ce s-a întâmplat acum, pentru că eram forțați de PNRR. Ok, dar acest lucru putea să se întâmple în cadrul unei dezbateri care să ia timp. Dar ce s-ar fi întâmplat în acel moment? Am fi ajuns la momentul rotativei. Și să nu uităm că în cadrul rotativei guvernamentale, una dintre pozițiile care se negociază și care urmează să fie schimbată este poziția Ministrului de Justiție. Ministrul Justiției este unul dintre miniștrii care ar trebui să fie preluat, un minister care ar trebui să fie preluat de către PSD. Și este foarte posibil ca PSD-ul să fi negociat în așa fel încât să spună dacă vreți să preluăm acest minister, pentru că a fost discuția, a fost poziționarea președintului PSD Marcel Ciolacu, care a venit și a spus
consider că ministrul Justiției a făcut o treabă bună, așa cum a făcut și ministrul Transporturilor. Chiar aici în studio a spus asta? Au apărut toate acele speculații referitoare la faptul că asta înseamnă că din protocolul semnat vor fi anumite poziții ministeriale care nu vor face obiectul rocadei și vor rămâne actualii miniștri de pe funcție. Dar dacă PSD-ul va prelua această funcție de ministru al Justiției, nu vrea să o preia având și această acest cartof fierbinte pe care ar trebui să-l rezolve. Și atunci, folosind acest prilej, s-a trecut pe repede înainte pentru a se putea termina cu această discuție. S-a venit cu acest prag foarte mare. Justificarea ulterioară de 9.000 de lei a venit și s-a spus sunt două salarii medii pe economie care ar fi aproximativ 9.000 de lei. Dar dezbaterile de acum înainte urmează să fie din ce în ce mai aprinse pentru că urmează Camera Deputaților și va fi foarte dificil de văzut cum vor reuși să ducă, să treacă cu succes această inițiativă de Camera Deputaților. Și încă ceva, Cosmin, că mi-am amintit că am văzut fotografiile pe ecran, întrebai care era atmosfera în partide. Da. S-a încercat la un moment dat chiar să se pună în cârca lui Kelemen Hunor toate aceste discuții despre cine a venit cu pragul, la un moment dat se duceau așa discuțiile către liderul UDMR, care liderul UDMR a și făcut declarații publice asumate în legătură cu această încercare de a muta atenția către partenerul mai mic, poate. Stați un pic, că nu din PNL, nu din PSD, uite, poate de la UDMR a venit propunerea de prag, chiar un prag mai mare, că parcă UDMR a propus 100.000 de euro, nu 50.000 de euro. Înțeleg că nu a propus Kelemen Hunor un astfel de prag. Domnule profesor Pârvulescu, cum vi se pare dumneavoastră faptul că la PSD și PNL pare că a existat ideea că România a uitat de Ordonanța 13, că România a uitat de 10 august, de proiectul de suflet al lui Liviu Dragnea și că deci, în 3 zile, se putea întâmpla această legiferare fără ca cineva să spună ceva? Nu-mi pot imagina că la PNL și la PSD există atât de multă naivitate. Chiar dacă ieri, după cum ați văzut în Piața Victoriei, nu au fost zeci de mii de oameni, ci sute de oameni, sensibilitatea există și nu s-a schimbat. Este aceeași România ca în 2017, capabilă să se mobilizeze. Ar trebui să privească mai atent la Netanyahu și la ceea ce se întâmplă în Israel, pentru că, să știți, societatea civilă se mobilizează peste tot. Și apropo de Netanyahu, permiteți-mă o paranteză, vedeam un consilier nenumit în presa israeliană al lui Netanyahu, care acuza nici mai mult, nici mai puțin autoritățile americane pentru realizarea întregii presiuni publice, pentru că nu-i așa, israelienii n-ar fi fost singuri capabili să protesteze când e vorba de statul de drept, iar comparația nu o fac degeaba. Pentru că, da, ceea ce au propus acum este o încercare de a limita funcționarea statului de drept și, în special, de a limita activitatea procurorilor, a procurorilor anticorupție în principal, dar vă spuneam, este și o încercare de a neutraliza legea avertizorului de integritate publică care le-a fost impusă de Comisia Europeană pentru că aplicaseră directiva într-o manieră absolut inacceptabilă și dacă tot au trebuit să modifice legea, de ce să nu neutralizeze până la urmă prevederile ei, în sensul în care oamenii pot fi, avertizorii publici pot fi în continuare persecutați, iar dumneavoastră știți, dar poate că e bine să și intervievați, oameni care au trecut sau trec prin situații absolut incredibile fiind supuși unor persecuții permanente pentru că au avertizat în legătură cu situații care sunt discutabile. Acum, de ce au făcut calculul ăsta? Poate că s-au uitat în sondaje și au interpretat greșit sondajele. Poate că pur și simplu au vrut să speculeze momentul, cum s-a spus mai devreme. Poate că, și cred că asta este foarte probabil, au vrut să testeze reacția societății civile, așa cum au făcut-o și anul trecut cu legile securității, să vadă dacă mai există societate civilă, dacă mai există presă liberă, dacă se mai reacționează. În orice caz, este inadmisibil. Deci, dincolo de discuțiile noastre, ceea ce s-a întâmplat umple paharul. Se vede foarte clar că aveam nevoie de MCV în continuare.
că cel puțin clasa politică românească nu este matură. Să știți că putem să ne punem și întrebările legate de Schengen. Oare chiar suntem atât de maturi încât să permitem și libera circulație în condițiile în care tolerăm cazuri de corupție? Sunt întrebări pe care oricine și le poate pune de acum încolo. Și să știți că stabilitatea, pentru că asta am vrut în context geopolitic, stabilitate, uneori stabilitatea aceasta devine riscantă, pentru că nu avem suficient de multă opoziție, nu se poate uni, cele două partide sunt în imposibilitatea de a colabora și se pare că politicienii, așa zici, pragmatici, vor să profite la maximum în perioada pe care o au la dispoziție și da, sunt de acord, PSD încearcă să treacă totul acum pentru ca nu cumva după rotativă să îi se poată reproșa ceva, pentru că, sigur, împotriva PSD, probabil societatea se mobilizează și mai repede. Ion Meioniță, redactor șef Istoria, bună seara. Bună seara. Credeți în teoria perdelei de fum, de care ar fi avut nevoie PNL, PSD, UDMR pentru pensiile speciale? Nu, nu. Nu e vorba de perdea de fum, pentru că e prea grav. Perdea de fum, asta înseamnă perdea de fum, bate vântul și se duce. Pe când aici e o piatră de moară. Nu e nicio perdea de fum. Nu pentru pensiile speciale, au făcut-o pentru problema asta. Ca să scape, să dezincrimineze abuzul în serviciu. E o problemă veche. Clasa politică vrea de mult, de câți ani discutăm chestia asta? Cum de revine mereu când consideră că a mai uitat lumea, că se uită în altă parte? Cum de revine problema asta din nimic, din neant? S-a discutat acum 10 zile? Nu. Nu s-a discutat acum nici acum 3 săptămână, zile. Au discutat între ei. Și liderii coaliției, nu. Vedeți că e ceva în spate. Pentru că liderii coaliției se întâlnesc la Vila Alac acolo și spun, venit să vedem ce facem cu pensiile speciale, care și ele jalon în PNRR. Și toți ne-am gândit, ia uite, domne, vin ăștia în weekend, muncesc, găsesc o soluție. Ei ce problemă aveam? Cum scăpăm funcționarii din administrația noastră de această problemă? Pentru că e clar că e și o presiune care vine. Pentru că sunt bani din fonduri europene, sunt bani mulți în România în momentul ăsta. Hai să facem ceva. Cum? Să fim, vine unul și ne ia pentru abuz în serviciu. E o problemă veche pe care de mult au vrut să rezolvă și iată cu riscuri mari. Și-au asumat riscuri. A fost ordonanța 13, era și interesul personal, nu al liderului PSD de atunci să scape. Dar erau și, nu numai al lui, numai interesul lui erau. Atâția și atâția care aveau probleme cu abuzul în serviciu. Și mai este o oroare formularea acestui, așa cum a fost votată ea de Senat. E o oroare juridică, că spune încălcarea cu bună știință a legii. Cum adică cu bună știință? Adică cum dovedești că e cu bună știință? Ce nu, am încălcat-o, e adevărat, dar n-am dreptate, vrut. Dar nu cu bună știință. Eram inocent, am încălcat legea inocent. La revedere! Astea sunt pentru cei care semnează ca primarul, nu? Și, pe urmă, a doua chestiune, vedeți că era prejudiciu de 50.000 de euro, 250.000 de lei, dar și partea a doua, adică eu am nevoie ca cetățean de un serviciu pe care administrația trebuie să mi-l dea, când mă duc să am nevoie de nu știu ce, da? Bun, și eu fac, mă duc cu actele cu tare și funcționarul spune, nu vreau să dau ție acest serviciu. Și spune că eu pot să mă adresez instanței ca să-l acuz de abuz în serviciu, să-mi apăr drepturile, dacă m-a vătămat grav, deci vătămare gravă a drepturilor cetățeanului sau a intereselor legitime. Deci dacă e o vătămare așa și așa, nu are niciun fel de problemă. Ce e vătămare gravă? Vă întreb și eu. Eu am nevoie de nu și aprobare. Și zicea, el după aia în fața judecătorului zice... Onorată instanță, recunosc, i-am vătămat, dar nu grav. Omul e vătămat, da, în drepturile lui. Nu-și construiește o casă, nu are aprobare să-și tragă apă, moare de sete, poftim. L-am vătămat, dar mișcă, vedeți, e în picioare, vorbește. Deci nu i-am vătămat grav, v-am pupat, plec. Deci e o tâmpenie de genul ăsta juridică, care vine să dezincrimineze, de fapt, un abuz în serviciu, așa cum... N acte normative au încercat să o facă până acum. Și efectele, din păcate, se vor vedea, pentru că
Deja se văd. Păi Comisia Europeană a reacționat, spune că e cu ochii pe București. Știm că în Bulgaria parchetul european revine. Parchetul european, nu, care spune că... Cum ar fi ca același ministru să ne fi scăpat de MCV și să ni-l aducă înapoi? Și numai un singur lucru, cum a explicat în toată masa asta de declarații, contradeclarații, neasumări, asumări și așa. A spus cineva vreodată cum a ajuns acest amendament să fie votat? Cum a ajuns? Cine a venit cu pliculețul? Cine a venit cu bilețul? Mailul care le-a fost distribuit... Și cine a fost cel care a dat expeditorul? Aie. Nu știm. Nu știm. Întrebarea lui Robert Kiși era MJ sau nu, cine? Cătălin Predoiu? De unde o fi venit mailul? Robert Kiși, speră oamenii ăștia că scandalul se disipează odată cu... Ne aducem aminte cât de repede s-au întâmplat lucrurile. La cum arată reacțiile lor... Nu par atât de convinși că e un scandal peste care lumea trece. Pentru că am văzut în ultimele 24 de ore reacții disperate. Au arătat reacții disperate, atât dinspre PNL, cât și dinspre PSD. Inclusiv în aceea zi în care tu votezi în Senat și reprezentantul Ministerului Justiției acolo și spune da, e ok pragul de 250.000, în aceea zi, pe seară, Ministerul Justiției să vină cu un alt prag de 9.000 de lei, de 20 ceva de ori mai mic decât pragul pe care își dăduse acordul inițial. Deci arată că au înțeles că nu e un subiect peste care opinia publică trece ușor și uită și ei pot merge mai departe eventual cu 300.000 sau cât o fi la Camera Deputaților. Acum să vedem cât durează, dar mă aștept ca la Camera Deputaților măcar acest prag de 9.000 de lei să rămână, dacă nu se va ajunge la o altă propunere. Pentru că acum veți vedea, sunt convins, în zilele următoare, propuneri una și una. O să vină Rareș Bogdan și o să ne spună mâine că propune un leu, 0,5 bani. Adică o să mă aștept la astfel de propuneri, acum nu știu cât de serioase vor fi, dar cu siguranță ele vor exista. Există și din anunțul ăsta al Comisiei Europene, că urmărește ce se întâmplă la București, face apel la MCV și PNRR, există și în substrat amenințarea revenirii MCV-ului, cum spuneam că se întâmplă în Bulgaria, sau doar casandrele văd așa ceva? E posibil să fie un pic prematur să vorbim de o revenire a MCV-ului și să sperăm că nu va fi vorba de acest lucru, pentru că, repet, să ne amintim cât de mult ne-am chinuit să scăpăm de acest MCV. Și ar fi o mare înfrângere la nivel național. Ar fi o palmă adresată României pe ansamblu faptul că a reușit să reziste fără MCV cât mai puțin de un an de zile. Dar este o amenințare voalată pe care Comisia Europeană o face. O face și încearcă să reamintească României că nu poate să ia niște decizii de capul ei uitând tot ce și-a asumat anterior, fie că vorbim de PNR, fie că vorbim de MCV. Domnule profesor, politic va fi decontat momentul ăsta, oricum el încă nu e încheiat. El trebuie să se încheie în linie cu așteptările societății. Care sunt așteptările societății? Vă dau două întrebări, domnule profesor. Unu, care credeți că sunt așteptările societății în această materie? Și doi, cum se va încheia scandalul? Cred că societatea românească s-ar aștepta să nu existe niciun prag și s-ar aștepta ca politicienii români să-și asume curajos acest lucru cu toate riscurile, dar ei se ascund după decizia mai mult decât discutabilă a Curții Constituționale. Deci, de ce? Trebuie să spunem că nu există asemenea prag nicăieri în altă parte a Europei. Deci în Uniunea Europeană prag pentru abuzul în serviciu nu există. Abuzul în serviciu e abuz în serviciu, pur și simplu. Nu există un cuantum. Am citit explicația Curții Constituționale. Nu, nici atunci, nici astăzi nu cred că ea rămâne în picioare. Cred că a fost influențată de judecătorii care trebuiau să-l sprijine pe Liviu Dragnea în momentul respectiv. Ne aducem aminte ce bătălii au fost și știm foarte bine, Curtea Constituțională a dat nenumărate soluții care au pus statul de drept la mare încercare în perioada respectivă. Numai aceeași majoritate astăzi. Deci foarte probabil că dacă și-ar asuma curajos o formulare, aceasta nu s-ar mai împiedica de Curtea Constituțională, dar așa cum a explicat foarte bine Ion Meioniță sau domnul Cernat mai devreme, nu le pasă pentru că
au presiune din interiorul propriilor lor partide să meargă mai departe. Dacă vor deconta, eu cred că liberalii înțeleg că vor deconta primii. Știți, electoratul PSD nu este un electorat sensibil la acest subiect. Electoratul DMR este un electorat captiv. Singurul electorat care mai are cât de cât libertate, grade de libertate în funcție de rezidență, este electoratul PNL. Deci PNL, cum vă spuneam, a făcut toate greșelile în ultimile luni și cred că în momentul de față, această greșeală care îl asociază cu PSD așa cum nu și-ar fi dorit, este una fundamentală și vedem că sunt foarte mulți în interiorul PNL care încearcă să se dezică de actuala conducere. Declarațiile doamnei Turcan, spre exemplu, dar chiar și cele ale lui Rareș Bogdan, da, care sigur încearcă să placeze responsabilitatea pe ceilalți, dar știam deja că în interiorul PNL este o luptă pentru putere. Știam deja din declarațiile precedente ale lui Rareș Bogdan împotriva ministrului Aurescu. Acum aceste declarații se îndreaptă, din punctul meu de vedere, direct împotriva domnului general Ciucă și mă întreb cum se va reacționa. În continuare, vă spun, o pragul de 9.000 de lei este nejustificat, este prea mare, este o ofensă adusă societății românești. Trebuie să se oprească o dată pentru totdeauna și să nu mai mintă într-un asemenea fel, pentru că situația riscă să devină foarte gravă în România. Este de tipul celei din Israel, cu acțiuni de genul acesta. Rareș Bogdan spune despre noul prag de 9.000 de lei că este nesimțit de mare. Ion Meioniță, explicațiile, în primul rând asumarea și după aceea explicațiile. Asta, așa ar fi trebuit să se întâmple, cu o manevră atât de controversată, cu un trecut ca cel pe care îl are România cu Ordonanța 13, aici se taie legătura politicienilor cu societatea. Aici a fost o afacere a politicienilor. Total. Este exact la Ordonanța 13. O reglementare de noapte și ne trezim cu așa ceva. Pentru că dacă ar fi avut o minimă decență față de oameni, cum au spus, ar fi venit și ar fi spus. Ne gândim să reglementăm. Ministrul Predoiu a lansat un pic torpila, dar din cauza evenimentelor care se succed atât de rapid, nu am fost suficient pe fază ca să vedem, dar ce am vrut să spună când a zis că va fi un pachet care va veni și iar. Deci noi facem pachete pe legile justiției de 25 de ani. Unele mai rele ca altele. Și a strecurat, a lansat așa un mic balon de încercare, dar n-a prins. Și pe urmă vedem că de la pensiile speciale se ajunge la votare. Deci, opinia publică din România n-a știut nimic despre așa ceva, decât când s-a votat. În momentul în care s-a votat, când am auzit și eu, cum ați auzit și dumneavoastră, breaking news, haideți să vedem ce se întâmplă, să forăm, să spargem. Ori nu e normal așa ceva. Normal este să vii să spui, să ai transparență, să anunți, avem proiectul respectiv. Chiar așa poți să vii să spui, domnilor, avem o presiune să punem un prag, a zis și curtea, pui și argumentul ăsta. A zis curtea, trebuie să punem, nu, de acord cu curtea. Și să discutăm un prag. Voi, societate, ce părere aveți? 50.000, 300.000, 5.000? Da? Lansezi o temă de dezbatere. Sigur, Două săptămâni dezbați, liniștești lucrurile și vii și... Dar tu vii cu pragul ăsta nesimțit, uluitor, înfricoșător, 50.000 de euro și nu spune nimeni, nu răspunde nimeni. Fraților, bun, să zicem că 50.000 de euro, că așa e societatea și nu știu ce, și că e ok. Dar cu 48.000 de euro prejudiciu... Ce facem? Ce facem? Unde intră? Unde intră? Pauză. 48.000. Luăm pauză și când ne întoarcem vorbim despre o manevră ciudată sau ar putea fi o manevră ciudată, pentru că de la sine putere Erdoğan anunță că Putin va merge în Turcia, va merge la Ankara săptămâna viitoare, peste două săptămâni. Numai că Putin, au trecut mai bine de 24 de ore de la anunțul lui Erdoğan, nu zice nimic. I-o fi frică de dosar? I-o fi frică de mandatul de arestare? Păi Turcia n-a semnat tratatul. Atunci de ce e frică? Că doar Erdoğan e bunul lui prieten. Ne lămurim imediat. Rămâneți cu noi.